Bună seara tuturor și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi vom arunca o privire la noul WWE 2 k 24 2K24, mă scuzați. Vorbesc încet că e seara și vecinii deasupra tocmai au avut ce? Un extreme brawl sau un backstage brawl. Am niște vecini mai fan CM Punk așa, fan am și mai ziceți voi care au mai avut altercații în culise în ultimii ani. Dar mă rog, înainte de a trece la episodul propriu zis, vreau să vă spun că nu, nu vă gândiți că vreau să cersesc like-uri, Sting tocmai ce a avut duminică meciul zonă de retragere, un super match la AEW, pentru cine nu știe, mai este o companie de wrestling la afară WWE, nu începeți cu tribalismul că vă dau ban, a avut un super match de retragere și deși sunt mare fan Undertaker, arunca cu o bombă, Sting e peste Undertaker. De ce zic asta? Taker s-a retras la 50 și, a avut niște meciuri foarte slabe. În ultimele sale 5-6 meciuri au fost dezastru, mai ales amintiți-vă de -al de la Arabi. Iar Sting, de când s-a întors în AEW, deși multul mai a crezut că gata s-a retras că la accidenta Rollins în 2015, a avut super meciuri, se arunca de pe scenă, se arunca de pe locuri de... Eu am crezut că moare în ring de câteva ori. Și după meciul său de retragere care a ținut vreo jumătate de oră și a fost trecut prin mese prin bucăți de sticlă, a avut discurs fără probleme, adică eu mă așteptam să moară pe meciul ăla. Dar ce de apreciat s-a retras că nu era deja legumă fosilă, ca Ric Flair sau ca alții, măcar atât. Dar revenit la jocul nostru, părea mea, dacă n-ați cumpărat jocul anterior, foarte bine, mai bine îl cumpărați pe ăsta. Că mari diferențe nu sunt, doar că aveți niște tipuri de meci în plus. Hai să ne uităm întâi la Um, la roster. Vreau să nu uităm un pic la roster. Nu avem muzică pe fundal când ne rupe copyright-ul. Pentru cei curioși ce... Nu aici vreau să dau. La jukebox. Aici. Pentru cei curioși ce muzică are jocul... Uitați aici. În afară de... Post Malone. Nu știu pe nimeni altcineva de aici. Mare rost să zic de... McDonald's vor să-ți Muzici aveau... 3 Days Grace, Breaking Benjamin, Skelet, lista poate continua. și chiar și doi, duc, doi cauri aveau și Metallica și Slipknot Și acum, na, nu știu dacă mai e ceva rog pe aici. Bine, n-am stat să ascult toate piesele că mă rupe copyright-ul. Hai să ne rosterul. E de Superstar Steam Statistici. Ce ne avem la statistici? A ah, most played. T Am jucat un meci înainte să filmez. Extraordinar. Obțineți title management. Ne arată toate centurile. Ok, vă că sunt niște centuri blocate. Multiverse infinit, cardboard. Ok, avem content care se eliberează dacă jucăm uh, mai carierul, practic, mai rise-ul. Și... Am ce față, Dominic Saracu. Mai avem niște content și dacă facem showcase-ul. Rollins văd că n-are și viții aici. Da, urmează probabil update și patch la joc, care o să adaugă niște care lipsesc. Știu că CM Punk nu e în joc. Lesnar nu o să mai fie niciun... Cred că Lesnar o să devină un fel de Chris Benoit. Pe cine nu știe, Lesnar e cam la același dosar cu Vince, cu... Mai pe scurt, uh... Vince era un pervers și a cam contribuit și Lesnar pe acolo. Mai multe detalii nu vă dau. Hai să vedem rosterul. Ok, avem selectat all, vedem și noi ce overall au. L avem aici pe AJ. Ok, 85 AJ. Hmm. Hmm. Cam puțin. Akira Tozao, ăsta e cel mai bun wrestler din joc, probabil. Tipul asta cred că e în facțiunea lui Bailey, nu știu. Lexa Bliss se mai bate? E accidentată, ce-a pățit? Can't... Nu mai știu nimic de -a. Ăsta nu știu cine Cred că am ratat niște episoade bune de ro. Andre the Giant. Crese HC. Înseamnă că e de la Showcase. Da, o să avem niște content care ne-l dă dacă facem Showcase-ul. Ok. Pe mulți nici nu știu. Pe ăsta parcă l-am mai văzut. Paulo Cruz Jobber, săracu. Nu știu cine ăsta, cred că e de prin NXT. Asuka. 90 overall. E ceva. Vă căsat un scurt acum. Bine, n-a avut prea lung, dar mă rog. Am 72 overall. Dar acum, vins voia să-l facă pe ăsta nou John Cena, așa cu jocare. 72 overall. Și cred că cel mai rușinos boss și-a pierdut vreodată centura money de bank. E cam mor caracterul de teorii sincer. Asta rușine. Cu acțiom spală mama vasele. Asta cred că e ceva cântăreț A fost de la vreo două paper uri parcă la un Royal Rumble La două Royal Rumble și la un eveniment în Puerto Rico Per Corbin 76 Ce rol mic are Batista 89 Bailey 85 Și Becky 94 Deci, practic Becky Lynch E mai periculoasă cât Batista. Mă rog. Diferă overall la bărbați și la femei. A, încă Becky. Ok, cea din 2019 pe WrestleMania 35, am înțeles. Bet Phoenix. Dar bărbasul Edge, adică Adam Copeland, e în AEW acum. Deci nu-l avem aici. Pe Acabler, de două ori. Stai. Aici avea 17 overall. 17, mă rog, în 2017 avea 70 overall și acum 95 a crescut overall-ul cu 95. Foarte mult a crescut overall-ul. Big Boss Man de la spânzurat Undertaker. Biggie săracu a scăzut mult. Asta nu și duce Ducea ceva caracter din ori din Mortal Kombat ori din League of Legends, Akali, parcă era una cu care arăta asemănător. Lashley 89. Boogie Care era super mișto, îmi plăcea. Asta e Booker T. Da. Cred că abia după ce s-a făcut fuziunea aia, după ce a cumpărat Vince. Da, o oh, doar 82 are Strowman. Deci pe Strowman, îl bat, îl bate Bianca fără probleme, înseamnă. Și Alexa parcă avea 85. Săracul Strawberry. Avem și regretatul Bray, aici 90 și mai avem o dată, și o dată, și -o dată. Deci avem de 4 ori pe Bray. Ăsta ar fi Bray de la învățul la Rumble anul trecut. Când s-a luptat cu Elite Knight și ăla a fost singur său meci. De când s-a întors atunci, că după aia ne-a părăsit. Pre White în timpul pandemiei. Iaui, waui! Bre White în W. Aia a fost cu meciul cinematic cu Sina. Aici e Fly Fan House. Nu știu de la ce vine să numă E. Dar chestia aia cu The Muscle Man Dance, cu porcul. The Hitman Heart. Îl avem de două ori. 83, aici 93. În ce an a fost, pardon, 92, 83, rolul. În ce an a fost Montreal screwjob că nu mai știu. British Bulldog 85. Bron Baker doar 80. Mă așteptam mai mult la Bron Breaker să aibă overall-ul sincer, un 85 pe acolo. Uite, ăsta nu știu cine Parcă a fost la Royal Rumble. Ăsta nu știu. Cred că era cel mai mic. Of, nu, mi se pare că mai e cineva cu overall mai mic decât ăsta. Ok, îl avem pe Bruno San Martino. Respectele mele. Deci nu mai așteptam să-l bage pe Bruno. Nu mai așteptam să-l să-l facă pe Roman, să țină de centru, mult decât Bruno. Îi cred în stare. Nu și ne e puștul ăsta. Doar 75 puci. Săracul. Cactus Jack. Bang, bang! Ok? Asta nu știu. Nici pasta nu știu. Carmela pasta o știu și nu-mi place. Dar parcă avea și Becky mai devreme tot așa fermoar acolo la echipament. Asta parcă e în nu private party. Vedeți să facțiunile astea. Un an W și în W tot așa, cu doi tipi mai petrecăreți. Ăsta e cu echipier cumva cu Montesfort sau greșesc? e echipa lui cu căiul pe care îl Montez Montesfort de bărbatul Biancăi și mai o echipă în private party. Le încurc cu, Ni cu Nicol, alții că mi se par la fel. De capul meu cum arată Cedric Alexander. Arăta mai mișto în perioadă cu cruiserul tu cu 205 live. Chad gable. Sau Ş... shorty G. Nu știu cine asta. Mă rog, e am înțeles, da. Charlotte, 92. Deci îl bate pe Batista. Bine, nu m-aș mirea să-l bată pe Andra de acasă. Din nou Charlotte. O, da, urâtă-i Poate că sunt cam rău, dar așa sper, nu mi se urâtă, nu-mi place. Chelsea Green. Are față de româncă. Cred că am văzut o pună pe TikTok care seamănă cu ea la față. Sau poate doar să o chiar la fel. Chaira, un munte de FBE. Dream match, Ia curea. un match genial fi. Genial. Apropo, vă știți că China a făcut. Sau, nu mai știu dacă China a făcut filme porno. Pare că a făcut cu PAC. Parcă. Cu x Nu cu PAC. Hai să nu -i încurcăm. I-a mai făcut și actorii, actorii porno și Mickey James. Nu mai știu cu cine. sper că cu asta a făcut X-Pac, chiar un film. Cody. Ok. 93. Cred că e mai mică când mine fata asta, nu știu cine e, cred că e tot NXT. Pentru o secundă mă prindeam să zic că e Sky Blue. Ceva Latino World Order, ok. Asta e în facțiunea lui Bailey. Îmi place care e câinele pe antebraț, drăguț. Dacă chiar e câinele ei, tot respectul. Damian Preotu. a, uite că avem și ceva animație că are două centuri si mi sper că intre toți wrestlerii actuali E mai singurul care Îl are pe Undertaker ca și mentor Interesant Majoritatea au mentor pe alții Asta nu stiu cine, dar cred că e ne probabil Au doar 66 Asta al chinuia pe Miz Fac pariu că Miz are vreo 80 overall Dar asta îl rupea pe Miz Diesel 87 La rușine Dominic 83 Dominic e cu un an mai mare decât mine Nu știu de ce înălțime ce înălțime are Dominic Ia scrieți i comentarii ce înălțime are Dominic Sunt curios dacă ajung să-i dau un capac sau nu Care o față așa de ce nu mă puni Glumesc, glumesc Claudu, era tare să, să fi fost în joc la un Dead by Daylight, ăla e mult mai spăimtător decât ăsta. Drew Sper că... Ăsta e în și lui Nu, nu e ăsta. Și pe un McIntyre. 89. Mai aș fi dat un totuși, un munte de om. Deci înseamnă că avem toate versiunile de Make Foley aici. Rușine Tasul Cudi, Cody Legenda Eddie Guerrero Viva la rasa Încă un Eddie Deci ăsta ar fi Guerrero în WCW mai mult Că el a fost atât WCW A avut niște meciuri cu Rey Mysterio Junior când se demasca Rey Mysterio Cu Jericho Ce asta? Ce mă asta? Ok, am înțeles să stai cu când a avut meciul la cusca cu Rollins. Da, De deci, ce o jucărie. Mai că mă și elit. Ok, interesant. Aveți un pic de AW și aici se pare menționat aw oarecum cu. Ce o jucărie, nu înțeleg. <laughs> Bă, asta o au și pe cei care au cumpărat jocul sau cum? Aici vă că lipsește ceva. Și e ce din My Career înseamnă. Nu, e din My Faction. Deci cine știe cine o fi aici. Ok. Asta e ceva la echipa NXT. Eric Bischoff, 58. Cred că ăsta e ceva mic overall. Dar o fază cere nu mă puni. El ăsta chiar că dau un capac dacă mă enervez. El ăsta poți să-i dau un capac. 78. Chiftoare se mai luptă? Chiftoare se era prin 2010, când eram eu micuț. Am văzut-o și la București. Mai dădea și din curul de ori. Ăsta la care zice DAMN! Nu e ăsta? pare un nu Uh, uh, nu și cine asta? The Fiend, așa, da. Îl și pe The Fiend, ăsta e șmecher. Păcat că a murit săracu. Fin balotul. Nu e și varianta demon. Mă, era mișto Fiend Balor când era în NXT. Și... Când a avut câștigat al într Universal. Dar după aia, parcă i-a murit caracterul. Bine că l-au făcut acum cu... Judgment Day-ul. Ok, e ceva wrestler vechi dânsu. Dar foarte părus. Părul de pe cap l-a părăsit s-a pus pe restul corpului. Gigi Dolin. Ce mai nume. Dânsa nu e cumva fosta nevasta lui Darby? Sau greșesc? Sau iubita lui Darby Alin? Giovanni Vinci. E din Imperium. Am un pic cu Claudio Cezaro. Grayson Waller. A fost la Royal Rumble parcă este Gunter o da Ce gras era cu câțiva ani Acum omul e prezentabil bă Ăsta da austriac neamț original Nu ca al nostru Iohannis Stă singur în șase case Urmează a șaptea. Ok alt wrestler Vechi Văd în nu știu se vede că e Din vechea generație. Hollywood Hulk Hogan. Uite ce fibrare. Și Hulk Hogan. Și cu Hulk Hogan în 2002. Deci asta e Hulk hogan ăla care a fost la WrestleMania 1, 2, 3 sau de când era el. dupa aia în WCW unde World Order-ul unde trecuse prin 97 mi se pare la ratinguri câteva săptămâni de F-ul atunci. Și după ce s-a terminat cu WCW, Și mai avut niște meciuri. Nu mă știu cu cine a avut. A avut cu Randy Orton, mi se pare, cu Taker și nu mai știu. După aceea sunt INA Umberto. Parcă avea bărba mai mare la un moment dat. Ăsta-i Becker-ul, Hurricane. parcă îl văd pe Tom Fulton aici un echipament de asemănătoare și Tom Fulton. Pentru cine nu știe Tom Fulton, avem o școală de wrestling la București. Mai merg uneori și pe acolo. Nu mă bat, sunt spectator, dar mai filme și vă mai poste și vă o să vedeți ce e acolo. E vreo 45 de lei un bilet. Cred că un pic mai scump decât un, la un meci de fo fotbal, dar măcar. O să faci glume acolo și te-au wrestlerii și... E um. Tot așa în My Faction. Deci nu știu cine e aici și cine Din NXT, deci Da Abar n-am cine Nu știu cine de ce e așa NXT nu prea știu Vara ăștia erau Viking Raiders parca Parca am mai văzut-o pe E o Io, Sky, ok, e misto Nu stiu cine Jake the Snake era super tare, mă. Venea cu șarpele și știu că l-a mușcat pe Randy Savage. Chit că Reslingul nu era așa calitativ ca acum. Adică, sincer, în perioada aia nu avea o asemenea, nu avea o prea bune, dar... Totuși venea cu un șarpe să-l buște pe altul șarpele, adică era ceva. Și altul știu că vinse cu un aligator pe șarpele lui. Adică nu prea mai ai voie să faci din astea, cred. Acum știu că ce e pe la AW e managerul lui Lance Archer, care mai mult e prin New Japan. JBL, foarte bun ca și Hill, și super tare, close down from hell -ul. Asta îmi sper că e în judgment de acum. Ok, l aveți pe Jerry Laurel interesant. J. Uso, Jim Neidhard, stai tatăl Natalie cumva. Deci pe Jimmy, deci G are 90 overall Și G 84 Măi, practic sunt gemeni eu au cam aceleași manevre Din ce am observat Poate greșesc Dar sunt gemeni, au aceeași înălțime Cam aceeași musculatură Singura diferență e că asta are mumițe Și ăla e scurt Deci doar pentru rolul său, are overall mai mare cât fratele său, Jamon. Ok. De capul meu cum arată Ginger Mahal. este stătea mai bine cu părul Părerea mea, printre cei mai slabi campion top, -top din istorie. Ăsta parcă se, se, mai și plângea pe Twitter la un moment dat. X, pardon. Nu mi-a plăcut niciodată Ginger Mahal. Dar nu cine -i. Dar pare genul care și-a pace dacă se duce în club noaptea în București. Nu știu, pe dâns, îmi pare rău. Am văzut o filmare cu ăsta, tot așa pare el mai de bun, era o dată încă bași de forță prin NXT. Avem un John Cena. Încă un John Cena. Încă un John Cena. Încă un John Cena. Și 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 atât. Deci avem John Cena, cel actual, cred. Care are 94 overall actualul John Cena din prezent nu e nici de 85, sincer. De John Sina în 2020. Hai să zicem. 89, da. Același Sina. În 2020, teoretic. Deși poza asta e din... Se vede clar că e o poză mult mai veche cu Sina. Asta e poza de prin 2005. Nu ce de ce l-a lăsat. Da, doc de la doctor a mers, probabil. Sina W. De ce putea să fi lăsat doar un tier diferit, o n diferită și atât? Sina, tot în 2020. Da, a fost faza aia cu meciul cu Bray White, cu Firefly, How Fun, au cum se cheamă și au avut diferite caracteristici în meciul ăla cinematic. Deci, John Cena, tot din 2020, poate să WrestleMania 30. A, că a avut meci cu Bray White la WrestleMania 30, are sens. Și John Cena, Bă, dacă tot la ați vrut să-l faceți pe Sina din meciul ăla cu Bray de ce îi mai zici Sina 20 și împarte să 2002? Mai bine la zona aibă denumit prototype și gata, John Sina prototype. Da, multe variante John Sina. Era trebuie să fi pus măcar așa de nostalgie în Sina din 2010. Johnny Gargano. Asta nu știu. L-avem și pe Kane. Kane 2008 și mai mult Kane 85 overall. Bă, Kane în perioada asta, după demascare și după meciul cu Taker, a avut niște rivalități bune, mai ales când a, a luat centura mondială. 2010 parcă. Uh, Kane ăsta, 79 overall. Bă sincer, în ultimele sale meciuri, da, adică, bătrân, n-ai ce face. Deși echipamentul ăsta e de prin 2000... 12-13 atunci nu era de așa puțin overall Da, păcat Că nu e un... Că nu e Kane când avea slow chemical Înainte să fie demascat sau de la debutul său Atunci chiar că era De 90 lejer Carl Anderson, 70 de overall, săracu Kerian Cross, 75 Puțin rău overall nu știu cine e dânsa. Am înțeles, e cu echipioarea, e cu e dânsei. Ne Katana Chains și alte Kaden Carter. Înțeles. Înțeles. Ok, îl avem pe Cam rock. E mai periculos om sau cum îi zicea. Mișto. Kevin Nash, care nu e același om cu Diesel. Diesel era brunet, ăsta e blond. Kevin Owens. Kit Wilson, ăsta e prin NXT. Poffee. Doar mai A fost Cofi ăla prin 2009 Când era cu accent jamaican și-a uitat să-și țină Accentul înainte de un Survivor Series mi se pare că era și DX un ring l a luat de el triple totul Tu nu erai jamaican Apoi Sean Bă kofi are dreptate că și-a uitat gimmick-ul 89 overall merge Angle era o mașinărie în 2004 el, ei Night! Yeah! Lita 86 Morgan 85 Supraevaluat așa după mine În general nu ai ce joc Logan Paul, deși are fața asta de jicodi, de deci cere nu mă pun din gură Câte măgări a făcut el Bă, care e bun Știu că e mare fan Hangman Adam Page folosește multe manevre. Da, merge, am un doi plonzi, cred că și pe aceeași înălțime. Da, uite, mi-a plăcut că de dracu cu telefonul la Arab sau nu mai știu unde a avut un meci cu Romanu. A luat telefonul unul din public și când s-a aruncat pe colț pe masa comentatorilor pe român, a filmat lua la videoclipul și apoi a dat telefonul înapoi. Adică, păcare are e bun, ca un probabil e jigodie. Pe fața lui. Da, care slărie e super bun. Ludwin Kaiser, 73 overul. Mă cred că dacă nu aveam operație și mă apucam de sală, să-mi bag păla, cred că făceam și eu un 75 overul băcar. Lugelos, 73. Care, cum să zic, ăsta e pitic și ăsta e teaba mai balacu. Și același overul amândoi. Macho Ben Randy Savage, 89. Mankind, 80. Bister Mr. Sucker. Îl avem aici pe ghioc cu ochii. Practic. Nu știu, cred că e Tony Nexti. Maris nu mi-a plăcut niciodată. Nu știu cine Vă îmi place echipamentul și părul. De ce să mint? Îmi place echipamentul așa de camuflaj. Părul albastru știți că îmi place. Însă e veche. Mai sigur Era una Ivorii Ia, yeah, Miz 81 Cât avea Ăla de de, de Pe Miz Avea mult mai puțin Nu cred că la overall Intră și Abilitatea la microfon Cred Păi stai Aici e Mighty Molly Și aici e Molly 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 Holly Ok Da, e din generația veche De wrestleri Montez Ford Uite-l Ce mă Ba, e Muhammad Ali în joc. Da, trebuie să, trebuie, trebuie joc mai multe meciuri și să mă informez. E de la versiune că avem pe Muhammad Ali sau el. Știu că post Malone s-ar putea să fie. Dar nu știu, îl ai pe Muhammad Ali. Îl ai pe post Malone care nu are nicio treabă cu wrestling-ul sine. E doar de comercial. Dar ai pe Muhammad Ali. Și mă -ai pe Brock dar, Și atea să-l bagi și pe McGregor M Aș vrea să-l bagi după aia pe Andrew Tate Glumesc Nu glumesc MVP care a fost la Cluj la ceilalți Care au wrestling în România Mai au companie la Cluj Dar au mai mult wrestler străin Nu știu dacă au și wrestler român români acolo Și se cheamă România Pro Wrestling Dar băcar Vrei te duci la Cluj la wrestling Natalia care Cred că din tot rostul actor de femei ea are cei mai mulți ani fără pauză. Să zici că s sunt în altă companie sau ceva. Deci eram eu mic și Natalia avea câțiva ani în WWE. Era facțiunea Hard Dynasty parcă. Tipul nu stiu cine e. Duci pe Nicky. Doar 62. Eu vă sărac. Bă, pentru că a fost în arma asta nu înseamnă că trebuie să-i dai 62 overall. Ea a fost în primul show R.W. în caz că nu știați. Și a avut un vei super bun cu Audrey Brie. Asta R.W. s-a întâmplat înainte să se ducă în NXT și apoi în WWE Dar ea a fost înainte în TNA. Deci la TNA a scos la R.W. și apoi s-a în WWE E ceva. Da Lion, nu știu. Lions. Sau Lions. Nu-l cunosc. Omos. Da, deci un monstru de 2 metri 20 sau 2 metri 30 cât are omos. Practic Natalia ar trebui să-l bată pe omos fără probleme. Da, ca cu overall-ul. De totuși, cel puțin forța ar trebui să aibă fără probleme și să-ți dea când te pălește. Dar da, ce le scade astora, oare o fărol, ar trebui să fie că n-au viteză, n-au tehnică Probabil n-au da, contorsul manevrul stau prost agilitate, Otis74 Mi se pare că Au dat-o și pe afară atunci cu um, Jax? sau pe tipa asta n au dat-o afară atunci când după Naya Jax au concediat au adus o înapoi, mă rog. Cât? Arthur are doar 67. Mă, deci niște overall-uri atât de mici în jocul ăsta. Să câțiva cu niște overall până la lună. Mulți așa, jos, rău. Mă, lui Artro aș fi dat un 75. Randy, 91, 68, 90. Deci, asta ar fi Randy când i-a dat Archeolul Rollins, ok. Randy Orton pe la debutul său. Da, cât să-i dai lui Randy de atunci, ovarul totuși era un puști. Randy Ortonul de acum. Păcat că nu e cel din 2009, ăla era cel mai cel Randy Orton. Da, 91 Randy Orton. Hmm. Bă, Randy ar merita mai mult totuși. 93, 94. Vorbim de Randy Orton. Măcar Bă, te-l băga pe cel din 2009. Știu că are forță mult tipa, atâta știu. Ăsta mi sper că e cântarul la cambura la chitară rezoramon care nu e același om cu Scott Hall, să țineți minte asta. Rey Mysterio și Rey Mysterio Junior. E tare că asta e poză și aici e randare din joc. Rey Mysterio în WCW. Rhea Ripley. Și Rhea Ripley înainte de faza emo. Totuși. 96 pentru o femeie, 96 overall în joc. Bine. Tipa ar putea bate fără probleme orice bărbat soțul ei e Buddy Matthews sau Buddy Murphy. Nu m-aș mira să-l rupă în bătaie acasă. Da, înainte să asculti Motionless in White, după ce asculti Motionless in White, cam așa ar fi. Bine, acum șansa a părut mai mare, dacă când avea părul în spate, chiar că zice că era Chris Motionless. Numai că sunt fer convins că orice fata ai fi întrebat, mai repede a, o alegeau părerea să se ju că cu ea decât cu Chris. E și mai solidă decât el. <laughs> și am întrebat fete heterosexuale și au spus, bă, mai mișto e decât Chris. Tu hetero, nu plac femeile, dar mai repede aș lua o părerea decât pe Chris. Rick Steiner să înțeleg că e tasul unul din NXT. Ron Baker cumva, sau greșesc. Ok, Rick Steamboat, interesant. Era dragonul Ricky Steamboat. Care a fost la meciul de al lui Sting. Foarte drăguț. Ricoșeu. O să mi sper că e în facțiunea lui Ricky și Cu cea mai tare manevră de final posibilă cu fața împuțită. Cred că așa se trece Stinky Face. Rob. Van. Dem care a avut recent meci în dragut drăguț. Dar acum overall are 67 Robert Rude. Și când intrase în main roster, tine NXT și Bobby Roode era parcă altceva. Pietroiu, The Rock. care asta e poza veche, că el acum are tatuajul ăla aici. Mai mare, nu -mi căpățânea mică, e taură, ta mai capul de vacă din 2001, care are 96 overall. Sincer, eu ce cu de ăsta trebuie să aibă overall mai mare decât ăsta. Pentru că e încă o dată cât el. Deci dacă îi punem unul lângă altul de Rock, în perioada când avea păr în cap și juca în Hana Montana și era machiat de... Hai că ați văzut voi -vă episodul? Băi, the ăsta e dublu față de cel de cu 20 de ani. Ăsta trebuie să fie o rolul mai mare. Romanul, bineînțeles. Avem doi români. Deci avem romanul în 2015. Care după mine are un rol prea mare. Romanul actual. Care mi se pare supraevaluat. Dar păcar. Fac băieții cifre cu el. Ok, o avem și pe Ronda Rousey, care nu mai e în WWE. Mi se pare că e Ring of Honor. a avut niște meciuri din Ring of Honor, parcă. Interesant. Unchiul sau tatăl Rondei, ar trebui să fie. Altă fată de-am crezut că e Sky Blue. De în 87. Care mi se pare cam mult. Bă, un 83-84, data 87 pentru semi, mm, cam mult. Să înțeleg că e cu vir sau ceva în echipă. Sunt întorzesc o bar 78. Săracu. E românca în caz că nu știați. Scarlet Bordeaux românca român că părinții mi se pare că... Sau bunicii mi se pare că sunt din Galați. Și nu o zic în glumă. Ea până la patru ani a stat în România și după aia au plecat. Părinții s-au mutat cu ea în Canada, parcă. Dar Scarlett Bordeaux e româncă. Deci avem o româncă în wrestling. Și partea cealaltă e Marina Șafir, care e moldoveancă de peste prut. Dar nu-mi place de lumea nicio treabă cu wrestling cu fata aia. Scott Hall, care nu-i tot una cu Razor Ramon, vă rog frumos. Mă, da, Scott Steiner nu cumva avea părul scurt, blond, vopsit și dita mai cioc cu vopsit și ochii de soare și era mai pompat. Da, să înțeleg că suntem scos, în, înainte de a lua steroizi și asta cu coiful ăla de zale pe el. Tipul ăsta nu cumva a fost peisajul centurii 24 de 7 și tot făcea tumbe sau îl încurc. Stelică Rostogol, Ok, să țină că e tot centralist care lipsește aici. Care e my faction. Ok. Că uite, la avem iar pe Rollins. Rollins trebuie să 31, clar. Centura Manindă Bank încasată. Rivalitate cu... Kate, Cu Sting, cu Sina. A fost și John Stewart la SummerSlam. A fost bun WWE în 2015. Ce centralist ar trebui să fie aici? Probabil că o să fie Rollins varianta Beast Slayer sau King Slayer. Eu când avem meciuri fie cu Triple H fie cu Lesnar. Calt Rollins nu știu că Ar mai putea să fie în 2020 cu Monday Night Messiah, poate. Shane McMahon. Cam acolo ar trebui să-i fie overall -ul. Ce e mișto la Shane? E că se aruncă de oriunde. Face coast to coast. Nu știu dacă mai pot să fac acum, dar mă rog. Eu sper că vinți la concedia, nu știu dacă Mare are vreo treabă cu WWE acum. No. Nu. Deci, meciul ăla în care a apărut așa și un Michael ala nu trebuia să existe. Deci, varianta de Michaels nu n-ar trebui să existe. De 87 pentru Shawn Michael Sola care a spart capul la sold. Nu. Nu. Nu că e super exagerat overall ăsta. Nu trebuia să existe meciul pentru care e short ăsta. E așa, da. Uite, așa mai vedea acasă. Sau așa. Bă, așa, da, short bike 94. 4 variante short bike Cea mai șmeche era fi 2009. 2009, Heartbreak Kid. Are retras pe... Asta pe... Rick Flair și după aia l-a retras Undertaker pe el. Știu. Așa Michael că sunt 24 când dădea la buci steagului Canadei sau ce făcea el. Shayna Baszler. Mai e de, nu mai știu nimic de ea. Chambers. Ăsta trebuie să fie și Chambers din 2009 cu Written in My Face cu piesa aia bișto. Care vă că e în My Faction. Ăștia sunt Showcase. Deci, dacă că jucăm My Faction, ești de design, un master, quiet, de superstar. Cred că o să apară ceva crack care să deblocheze toți wrestlerii. Da, ăsta e și mă cu written in my face. O, da ce... A, zi. Pistruiare, Nu mai putea să be pistruia și apa brațe. Și care de aceeași vârstă cu CM Punk. Deși Punk pare cu 10 ani mai bătrân decât și na Nakamuya. Shotzi care s-a ras în cap. Sper că sora ei a făcut cancer sau ce ai genul și s-a ras în cap în semn de solidaritate. Super gest. Nu cum au zis alții ce are asta e bă, tupită, nu fiți prosti Solosicoa uh, solo Sicoa, <sus> cățelul român și nimic mai mult. Tonya Devil, n-ai nicio treabă cu wrestling -ul. e foarte bun. 74 overall, atât trebuie. Mai mult, nu. Nu știu cine e, dar e să veche, clar. Cred. După cercei, e asigur e veche. La avem de asemenea și pe Stardust, adică... putea să nu-l avem și pe Stardust. De <laughs> care nu mai e, cu WWE, s-a retras. Da. Poți să joci cu Rea Ripley și să-i muia în caz că nu înghiți pe Stephanie. Tom Cole, Steve Austin, 86. 86 overall pentru Stone Cold de la WrestleMania 38. 30... Uh, ok. E, așa, da. 96 altceva. 89, deci... Înainte de attitude era avea 89 overall și apoi In inima attitude era avea 96. Da. Sincer, da. Eu sper că e un pixel cam rupt acolo, dar nu contează. Billy Graham sună cunoscut, dar nu știu a, Apropo Știți care a fost primul telefon al lui Ilescu, Cel făcut de Alexander Graham Bell Că era bătrân de aia Six, Care este X-Pac, ok Tamina Nu știu dacă au vreo moment memorabil în wrestling, sincer Un dat avea părul creț, parcă era cu Santino Marella, avea ceva Momente cu el sau Santino era Santina Nu mă știu De DBS Centura de milion de dolari Nu place poru atât <laughs> Nu știu cine e. Nu știu cine e, dar îmi place măcar are un pic de musculatură pe ea <laughs> Ce porosi, e o Ceampa Apropo, să căutați poze cu Thomas Ociampa. A fost la 1 euro prin 2004, cred. O, și e că era e cu ce avea. Nu seamănă deloc cu asta de acum. Nu știu cine e. Un wrestler pe care nu știm cine ar putea să fie. E H. E H. Deci știi că ăsta și cu ăsta, adică triple 32 doar trebui să fie ăsta Și pe legi 2008 ar trebui să iei pe același overall Care într-adevăr pare mai pompat nițel Pare un pic mai umflat Pă, da E bătrân Nu mai poate, nu mai are viteză, nu mai are tehnică E doar un pic umflat și atât Trish 89 Tyler baid nu știu cine Tyler Breeze 75 Fandango nu l-am văzut, înseamnă că nu mai e Fandango Ultimate Warrior 92 L-avem și pe Umaga drăguț 86 Ne l-avem pe Uncle Howdy Nu l-avem pe Bodalas, dar l-avem pe Uncle Howdy măcar Măcar atât Undashing Cody Rhodes Mișto Una bucată Undertaker Încă un Undertaker încă un Undertaker Și încă un Undertaker Și încă un Undertaker Deci cred că Undertaker avem Deci 1, 2, 3, 4, 5 Undertaker Cel mai mare overall 2009 Da, plauzibil Aici ar cam fi Nu Ăsta nu e Undertaker 2014 Ăsta e Undertaker 2013 2014 avea cu mai mare deci asta ar fi Undertaker 2013 de la Resident și 29 cu CM Punk, nu cel cu, din meci cu Lesnar. Big Evil așa. Nu, no, Îmi pare pară, dar undertaker ăsta din, la finalul carierei sale niciun caz 85. Undertaker la final de carieră avea 80 ceva ori, maxim. La cât de repede obosea. Doresc respectul meu, dar 95 no -și -și pentru Older Taker, nu. Da, avem și variantă cu Ministry of Darkness, măcar. Vader care era imens. Parcă o chema Sarah Logan pe fata asta, nu? Nu Sara Logan? Cred că a fost la un Royal Rumble și atât. Sau la două, maxim. Asta e cel mai spectaculos o Firma Clar. Wade Barrett. Interesant că l-avem pe Wade Beret, dar nu l-avem și pe Bad News Barrett. Echipa mea e cum mișto. Zici că e ursul care cântă Lord forgive me, yeah. Zici că e tipul cu melodia din mimuri cu wrestling. Ce față are William Regal Mă, zici că poza asta au făcut-o Cu el. N-au luat și ei o poză cu el când era mai tânăr. Dar apropo, William Regal l-am prins. A fost la București atunci. Pe Randy și pe Cena, și pe Punk și pe Mizzy am prins. Nu și X-Pac. Ce ziceam? N am mai pomit mai devreme. Xavier Woods. Ok, 78. Bă, cred că am văzut -o la Rumble. Yokozuna. Care are caracter de chinez, probabil, japonez, ceva luptător de sumo, dar el era Saboan, mi se pare. Zelina pe care, prima oară când am văzut-o așa vopsită, am crezut că e Sasha Banks. Bă, parcă am mai văzut-o pe tipa aceasta, care este ultimul alfabetic. am ah, înțeles. Mă sunt curios dacă avem overall, asta v-am Deci în mai Faction o să ne dea niște wrestlers cu overall mare. Nu știu, poate un triple și ceva cu overall mai mare, habar n-am. Sau ceva vechi. Rămâne de văzut. Deci cel mai mare overall îl are, bineînțeles, Roma, nu? Și apoi Rea, care are același overall cu Stone Cold, cu Undertaker, cu The Rock. Sincer, da, iar putea bate. La ce mușchiar era ea. Dar totuși. Bianca Buller peste John Cena. Nu știu ce să zic. Peste Hulk Hogan. practic Becky îl poate bat, bate pe bărbasul. Ok. Da, niște ovururi cam ciudate așa. Charlotte cu mai mare decât Triple H. Foarte ciudat. Și jucăria Cody. Bun, hai că am văzut ce are avem. Hai să-și -și un meci. Bă, oh, dar cred că doar asta să mă la wrestlers. Uh, da Match Type 1-1 Avem gauntleturi așa Wargames Casket, ambulanță, special guest referee Cred că le-am mai pomenit, cred Dacă nu ai ARN Văd că avem niște ARN multe cu WrestleMania 3, 5, 6, 8 10, 13, 17, 20, 21, 36, 35, 30, 25. Deci e clar, avem wrestler din aceste perioade. Ori în showcase, ori în my faction. Avem și Raw și Smackdown Început de Ruthless Aggression Ați zice, hai să jucăm la Wrestlemania ce să mai facem Ok Care diferența de attire? Că avea păr un pic mai mare codi sau ce? Hai Hai să jucăm și Menii întotdeauna de anul ăsta, Deși aș fi vrut de rock Stai, care e diferența? Are părul mai mare, probabil. <laughs> cred că asta e singura diferență. Hai să vedem și cum se comportă jocul, a gameplay, care probabil o să fie același ca jocul anterior. Am făcut tipul de 40 de minute? Sper că da. Sigur, maxim 3 secunde voi și închideți. Dacă ai ajuns pe la partea asta, ai o bere. Pare rău, nu avem muzică, imaginați-vă că se aude acum adrenalin in my soul. La, 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 wow, gata Hai că v-am cântat eu melodia lui... Cody Ce cu curobanul. Nu mai e Tanan, tan, tan, tanan că nu mai e vizeria de piesă Ac, n-a Gata, bun, le-am dus din trenile. Am putea selecte să fie pe centură, hai Hai da, ia, ia de aici, ia de aici, opa, opa Ia, opa, stai că dau și mai cu manevră. Și... Hai că cercăm și un pin așa rapid 1 Și atât Da Logica wrestlerilor Îi pun la pin pe adversarul După o manevră cu care n-au câștigat aici un meci Și apoi se că ai ies din pin Hai, dă și niște pumni din gură Trebuie să terminăm povestea Ce prea aveți despre toată treaba asta cu povestea lui Cody? Vor ăștia de la să-l facă un fel de mega baby face cum era John Cena. Bă, ce are. Poate dacă eram și eu copil mic, prindea Cody, da, așa. Na, m-a prins Daniel Bryan când a fost atunci John Cena, dar eram copil. Acum nu prea mă dă pe spate Cody. Mai repede îmi plac băieții răi. Răi, dar relevanți

Okay. Ia de aici un drop kick. Ce face și un taut. Știați că a fost Cody și în TNA o perioadă scurtă? N-a avut cine știe ce perioadă. Cine știe ce carieră acolo. A fost așa o episod de gelozie, o poveste cu nevastă sa și încă un tip mare. Da, nu prea a avut rivalități acolo sau centuri. Centuri n-a avut deloc, se pare. Nu, n-a avut nici o centură câștigată. A fost scurtă perioada lui DNA. Mă rog, Impact atunci. Dar chiar ați văzut că acum DNA, impact se cheamă din nou DNA. Și că Dolph Ziggler e acolo. Pardon, Nick Nemeth. Ieși afară. un Stai. Ce se întâmplă acum? Ia stai, am dat Space E și... Space E. A, mi-am activat Payback-ul. Atât? Ok. Am crezut că aveam ceva, AMG Moment. Hai, vino cu aici. Stai jos. Ce de se întâmplă? Vine solo, cu... Da, exact așa o se întâmple și la Resolvedia. Vine solo și strică toată becheria De ce voi să că cam o, -o ca un Da, și arbitra era Ce s-a întâmplat? Tocmai a ieșit unul din ring Și s-au nici de cum nu s-a lovit Cody singur Romanul nu să-mi pună pinul Să te -o de ai lui

că fac flotări să fac în ciudă Da, cam așa sunt toate beciurile lui Robben Ia, acum asta am mișionul Apoi Aha pace ok Hı? Ce picior în

Ce avem? Figure 4, ok. Da, iese. Sau? Da, ești. Da. Nu i-am dat deloc tempi pe picioare și mă mir că nu funcționează manevra. Nu cum a vrut să-l dea sulță, dar n-avea finisher-ul încarcat. Hai, spacecar. Trebuie să-l execut. Mă, am lasă și vocea. Și... Dar cred că era un break Nu e. Gata, story și-a în... Story și-a încheiat Cody Cody și-a încheiat povestea Da, am uitat să selectez să fie pentru centură La luat 3 stele. Bravo, ieși. Mă, sunt curios. ce mă, ăsta mai... actionul, ul ia să vedem. M-am lămurit. Ok. Da. Poate o să încercăm mai rice-ul. Sau showcase ul băcar. Mi-e să nu-mi dea ceva copilăi pe scenele astea Așa Cam mai pățit Ok, Showcase of the Immortals Mai era jocul la WWE Immortal Dacă-l știți Ok, deci avem așa Randy Savage cu Ricky Steamboat, ok nu pot să scroll mai departe să văd ce se întâmplă. Ai. Deci trebuie să jucăm diferitele meciuri de la WrestleMania. Ne eliberează. Eliberează wrestleri. Ok. M Am lămurit. Dificultate sub nu mă interesează. Poate o să facem un live weekendul ăsta, cine știe, și jucăm tot au ul Poate. Bă, cam atât. E cam târziu, e o noapte acum. n am mai fost wrestling la vecinii de s-au potolit. Așadar, dacă ați ajuns până aici, vreau să vă citesc opiniile în comentarii legate de acest joc. Cum vi s-a părut meciul de retragere al Sting? Și cine credeți că va pleca la WrestleMania anul ăsta cu centurile? Cam atât. La data viitoare și noapte bună. Ceau, les.